E belea mare. E belea mare în țară și voi nu-l vă dați seama. Vă salută Nelson Mondialu. Uitați, porodici de grădină. Uitați cum arată un porodic de grădină. Porodici de grădină, mâncava-ți Dumnezeu vostru. Altă viață, titanaris. Caș, bineînțeles, din sucursa la piața Ion Meșter, magazinul Adina Rus. Ouă, două ouă, ciuciuma. Cavașcă, galina, ăsta cred că e stricat. Prea să-ți bate ăla înăuntru. Mare lucru din așa și puiul făcut și slănină. Slănină foarte bună. Facem o ratută, o salată și mâncăm. Așa e când ți-i plecată nevasta de acasă. Trebuie să știi să te gospodărești, bă. Bă, trebuie să știi să te gospodărești. Eu mă gospodăresc, tu te gospodărești, el ea se gospodărește. E problema de aia care se descospodăresc. E greu. Dar drumul la foc, că mi-a venit 1.700.000. 1.700.000 mi-a venit gazele. Tăiem slănină. Pe ce? Pe carul meu, cu ascuns liana, ați făcut să mă bagă și în refuz de hrană. Palopii tău. Au vrut să mă bagă și în refuz de hrană, mă mâncava și Dumnezeu. Așa ceva n-ai văzut în... Nu-i bai că și avionul nu i-a aterizat unde trebuie. Nu i-a aterizat unde trebuie. Eu mă spartă sistem. Na. E bună slănina frită. E bună slănina frită. Ioi, oi face cu colesterolul. Serus Gregori Tomuță. Serus Tinurus. Îi dăm în crestătură. Și încă, dar asta nu mai are suric, bă, oameni, bă. N-are suric. Ce plouă afară. Nu are surici. Ia de aici că n-ai servici. Bă! Au făcut deja anunț la televizor. Carne, carcasă de porc de pe Spania. Porcii noștri nu-s mai buni. Carcasă de porc de pe Spania. Fără. Vă dați seama ce manevre. Îi nenorocește. Bă, nici nu știți, bă. Voi, dacă eu dacă vă zic vouă că ceva nu-mi convine la protestile alea, voi deja mă faceți comunism, mă faceți ăla. Voi nu luați, bă, stai, mă, ce zice omul ăsta? Voi nu luați în seamă. Voi mă credeți pe mine PSD-ist, sau știu eu ce. Greșit. N-ai cum să mă crezi pe mine în partidul ăla din moment, adică eu n-am treabă cu partidul, ca să ne înțelegem. În partidul ăla sunt niște persoane care au făcut de rușine partidul. Stați să iau în picioare când îi rece. Au făcut de rușine partidul. Iar eu dacă dau un dă și slapi, mă mâncată, ia, tă, unde-a scut eu. Mă, ăștia o planificată ca să vă dispere. Nu mai îngăsesc lucrurile.
Deci nu cu partidul am, cu personalul care, în loc să-și facă datoria de parlamentar, de om pus acolo, conducător cu legile, cu alea, ei au întins mâna mai mult decât le-au pus plapuma. Și românul, uite-te cum e pe Facebook. Bă, am intrat și eu să vedem ce-o postat lumea, că am lipsit de acasă, n-am avut semnale pe unde am fost. Să dau și eu niște aprecieri, să dau și eu niște comenturi și n-am putut. N-am putut pe motiv și considerent că tot Facebook-ul e plin numai de postări de acolo. Măi, prietenilor, la noi, cum a fost faza de ieri sau alaltă la știri, o dată pe o studentă, bineînțeles că e o manevră făcută, înțelegeți, din altă parte, o dată pe o studentă că după ce a terminat liceul și facultatea, e o mers în piață să vândă, să-și ajute familia. Și au împânzit televiziunile problema asta. Acum vă spun eu. M-am uitat atent la ea. Era bucălată, roșie la față, bine crescută. Înțelegeți? Și piața de, meseria de piețar e foarte bănosă. V-am explicat de un anumit clipuri. Sunt piețarii care au acasă și muncește cu sapa, cu săpăliga, cu sapa, cu lețul, și sunt piețarii care merge și cumpără de la îngro și pune prețurile de 3-4 ori. Acum vă spun eu altceva. Câți tineri sunt care au făcut o pregătire, o facultate, un liceu, și o trebuie să plece dincolo la muncă. Sau, știu eu, pe aici în țară. Cum a fost vara asta, au avut nevoie Iorgu de pe terase, picol din ăștia, IHML-e, într-o sumă anapoda. Păi, ea nu-i vede nimeni. Băi, prietenilor. Și toată lumea a început să scrie pe Facebook, bravo ei, că își întreține familia, eu nu mă că i-ați gospodar. Bravo ei că își întreține familia și bravo așa și pe din cot. Deci, vreau să scot în evidență că românul, dacă vede o prostie, o înghite. Cum au fost fazele alea de pe la televiziune, când l-au pus pe copilul ăla iarna cu câinile lângă el, de după aia, s-a demonstrat că familia lui era săracă și oamenii să doneze, l-au pus cu câinile lângă el și îi dădea mâncare din tita lui. Înțelegi? Și toată lumea a început să pună melodia, am crescut un om și un câine și câinele m-au respectat și omul m-au devorat și din alea. Înțelegi? Deci astea sunt niște manevre care voi nu le înțelegeți. Nu toți. O parte. Bă, băiatule, bă, ca să te apuci, aruncăm din ulei, că ăsta se oprește pe ficat. Ăsta se oprește pe ficat. Deci trebuie să știi, mă, ce și cum procedezi. Nu să pui botul la tătă mangreala. Nu să pui botul la tătă mangreala. Trebuie să știi cum să procedezi. Că în ziua de astăzi sunt niște mârșăvii care dintr-o oare nu mă constip, care dintr-o fază din asta ori poate să pună poporul în cap, ori poate să-l înșele. Deci instigarea. Instigarea 369. Instigarea, mă, prietene.
Două secunde să văd dacă-s bune ouăle. E bun. Mamă, ce inghivetă. Ăsta, ba, e bun. Uitați-le. Ou când nu-i bun, gălbenușul se închinge, se sparge. Capito? Op. Și acum, adunăm slănina, așa, și punem cașul deasupra pe slănină. Bang, 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 bang. Păi sunt astea trei, facem un turnuleț. Și facem un turnuleț frumos, arătos. Luăm o furcuță. Să ne înțelegem. Ratota dintre bărbați. Numai ăia știe să o bată, care au muncit mult. Alo! Cum credeți voi? Unii pune ou, alții pune... Asta e un fegeu. Iar o spus fegeaule. Rădem de ascarul. E un fegeu cu acoperit vizal. Vizal. Deci noi pretin. Da, să pregătesc și asta pentru salată. În ăsta fac salata. În ăsta fac salata. Dar am stins focul. Nici mă că e stins. Așa. Minimă flacără. Minimă flacără. Deci, prătinilor, eu totdeauna am încercat ceapă puțină. Deși ceapa trebuie multă că face hormonul. Face hormonul bun, îți dă hormoni. Eu întotdeauna am căutat să ocolesc prostiile astea. Bine, că am dat eu de alte prostii care nu le-am ocolit. Pentru că de-alea m-am bătut pentru prima dată. Și nu mi-am dat seama. Dar... Eu prostirea mele care le-am suferit, vi le-am spus vouă, să nu le suferiți și voi, să nu chicați peste ele exact cum o zis atunci când s-au pus pe Facebook o groază de români că cei din Republica Moldova să se unească cu românii. De le-am spus stați pe curul vostru. Eu nu le-am zis în dușmanie. Eu nu. Mă deranjează politicul ăsta mare, nu mă deranjează. Eu le-am spus pentru că știu că e mai bine în țara lor și cu prețurile care le au ei și cu problemele care sunt acolo. Înțelegeți? Dar lumea așa acolo m-a luat și m-a blamat. Dă-te reacu de cioră cum au făcut ei. Normal ca castravetile de casă se mâncă cu tăcu cojă. Dar e prea puțin și am zis că... Pentru că coja face. Dar nu mai tai coja. Coja e speranța. Deci și atunci am zis, bă, băieți, bă, vedeți că treaba... Iui... Brânzei tu. Treaba e așa și așa. Da. Nu m-a crezut nimeni. Vedeți și acum. Manevra cu porcii și le mai dă o dungă mai încolo, știu eu cu ce, cu găinile, începe iară după cea cu vacile și uite așa în ea. Ce faci acolo? Da? Și acum, fain frumos, în locul ăla, cu acoperământ, cu acoperământ, mergem. Ai, ai, nu fă-te-am cum vrei tu.
O dăm la năbușit. Mă faceți voi pe mine prost și incult. Și astăzi am citit comenturile pe YouTube din cioră balistică. Nu m-a scos. Din incult. Nu m-a scos din alfabet. Nu m-a scos analfabet. Și voi sunteți mai proști ca mine. Aia care m-ați făcut. Numai că suferiți. Suferiți. Așa vă trebuie. Să suferiți. Nici nu vreau să-mi sun familia. Nici nu vreau să-mi sun familia. Treaba lor. M-a lăsat singur. Lasă că mă descurc. Nu-i problema. Porodici de casă, mă! Mâine fac o tocană de găină. Mâine. Dar cum e acum? Unde aici e sarea? Licărește-te! Eu steagem pe mâini. Olio di semilino. Știi ce e asta? Olio di semilino, e vital. Pune un pic de olio di semilino. Acum, carul meu. Nu se poate. Nu se poate desface. Trecem la următorul ulei. De măsline. Punem ulei de măsline. E tata avăla. Așa. Băgăm carul meu. Dar unde sunt oțăturile? Liana lui Dumnezeu care te-a închinat pe pământul ăsta și pe, nu știu, în cavaș. Deci n-am oțăt. N-am oțăt. Lăsă, n-am eu oțăt. Măi, dar nu se poate, mă. Măi, dar nu se poate, biodistilou. Ce e ăsta, mă, în cavaș? Dar ce e ăsta, biodistilet? Hă? Desfacem să vedem. Desfacem să vedem. Vă dați seama că am lucruri în casă care nu sunt. Nu te uite. Încoace. Buglioni, Valbide, Biru. Buglioni, Valbide. Na, ce e ăsta, mâncavaș? Ăsta-i vin. E vin, mă. Extraordinar. Mergem în continuare. Pe faleza. Ei, curbus oleus. Și ăsta. Ăsta e bun, mă. N-o desfăr.
Noi desfăr dacă știi. Dar cum să desfăr? Bă, băi, vă dați seama că am lucruri aici, că le analizu. Vorbim ei caro româncă. Dar cum să desface? Moișită e. E greu fără muiere. Dică-i cu șpriț. Și voi aveți de astea acasă. Păduților din lista neagră. Și voi aveți așa ceva. Tată, că mi-a sortit tricoul, nu-i bai. Ce e tata mă la gamba? Unde are ăla? Aici. A? Sarea am pus, am pus. Și acum luăm capacul. Nu-i bun. Trebuie să-l întorc așa din... Ajunge, că plemul l-am întors. Uitați-l aici. E gata. Luăm farfurie. Și meniul meu, în blighile mele au ripate. E gata. Ia uitați-o. Păi poți să cânti. Doamne, dă să întunece, să ne ptice varice. Stați așa că nu vă las. Bă, nu vă las așa cu una cu două. Dăm camera în jos. Mutăm pe țumaile. Ia așa în ea. O ridicăm direct pe mine. Dar nu, că mă duc eu în capătul mesă. Ce să mai tăt ăsta așa? Mă vedeți? Mă vedeți? Atâtea scaune am să mor eu dacă nu. Întind ștergura. Dar vreau la obo să mânci așa ceva. De face restaurantele ce fac eu, luăm pâine. Uitați ce pâine, cu semi. Cu semi din aia mănânc eu. Și gata. Un paharuș de vin. Să vadă lumea că n-am treabă cu tensiunea și colesterolul. Gregori Tomuță, ție tata. El bea ostas capitan de oști. Capitan de oști. Acum să stau de răbubești. Băi, oameni, bă, Doamne, dă numai bine și sănătate. Vedeți-i?
vedeți i cum plânge. Vedeți cum plânge și ce are ajutor. Două secunde. Vedeți pe oameni cum plânge și ce are ajutor. Și ia să-mi stradă ca oile. Manipulați. Pentru ei, sunt, am zis întotdeauna, sunt și câțiva care, într-adevăr, sunt patrioți. Dar restul sunt manipulați. De ce vă spun treaba asta? Pentru că acolo în stradă nu ai să vezi. Auziți categorii de oameni. Barosani, interlopi, profesori, directori, academicieni, sportivi. Arătați-mi vreun sportiv în frunte. Dar nu numai eu singur. Când e unul singur, e pus de cineva, de ceva partid. Când e glotă, glotă, de... arătați. Nu vedeți așa ceva. Vă spun eu ce e acolo. Îs câțiva care, într-adevăr, îs patrioți, dar foarte puțini. Îs foarte puțini. Sunt o groază de genitori care nu au ce face că s-au terminat telenovelile și împuțuți ăștia din televiziune ieșit în vacanță nu au ce face acasă. Și infiltrați-mă. Și infiltrați-mă. Sunt câțiva care nu știe de capul lor. Numai ăia își ține să ia. Ăia care fac live pe Facebook și amenință și înjură partidul respectiv. Pentru ce? Pentru like-uri. Dar pe ăla, dacă ar fi domne fești și apără, să-l pui să apere țara, ar fugi cât ai vedea, ar vedea cu ochii, știți unde, direct în Spania, la cules de castraveți, cu curul. E nefânit prost. Ca să oricine pe Facebook să apucă și înjură, și amenință,
Dar dacă ai noroc vreodată în viață să-l prinzi fără să te vadă nimeni, să-i dai 20.000 de rânci, ăla în viața lui nu el, neam de neamul lui, întinde-te blângă. Nu va mai face așa ceva, pentru că rămâne mărturie în familie ce s-a întâmplat. Voi credeți că instigările astea nu urmărește un scop? Urmărește. Pentru că v-am văzut pe foarte mulți cum ați înjurat pe Iohannis. Că de ce-o lăsat pe ăștia să-ți placă de cap? Pe jandarm? Singura problemă care a greșit-o jandarmii a fost că au avut cartușe pe țeavă originale, ceea ce n-ai voie. Cu bilă, cu sare, cu prostii, cu dinere. N-ai voie cu cartuș original. Aia a fost singura. Că totul vine vorba de jandarm. Că de ce a ieșit jandarmii în stradă să țină protecție, cum a zis unul, bă, acolo, tu pe cine aperi? Tu îi aperi pe aia din conducere care ne fură sau ne aperi pe noi? Greșit întrebarea. El își face meseria. Ce comandă primește, aia servește. Ați înțeles? Și acum vă spun eu de ce o băgat jandarmii și nu o băgat, știu, poliție locală sau știu eu. Ați văzut când îl arestează pe câte un fraier? Ori îl cheamă printr-o citație la gardă, ori vine o mașină de poliție normală și îl ia. Când îl arestează pe șmecher, direct, trimite jandarmii. Pentru că aia s-a antrenat pentru așa ceva. Când mere la un fraier acasă îi facă percheziție, mere poliția municipală. Când mere la un șmecher, vin cabuliștii, Zoro, jandarmi. Așa vin și romii. De ce? Pentru că fraierul nu prezintă pericol. Șmecherul în fața lor prezintă pericol. Voi nu vreți să înțelegeți. Doamne, dă numai bine. Ai bune să nu ne ajute Dumnezeu dacă nu vine.
Voi nu vreți să înțelegeți. Uite la televizor. Că tot m-ați luat și a zis, băi, ne pas clar. Că mergem să muncim dincolo. Eu v-am spus adevărul meu. A zis că și copilul meu a fost în America și a muncit. A vrut să tată. Am mers cu școala. De lacrimile în ochi și supărarea, nu voi ați avut-o, că i-am avut-o. Pentru că eu știu ce-i munca grea. Nu că am prestat eu. Știți, eram în Italia, la Pura, aia mi-era meseria, și Sara, când veneam de la treabă, mai vindeam la români un altă, o, un Adidas, un short, un tricou, un parfum, mai ieftin. Bă, ne-am să muncesc, mă știu, s-a mărât. Bă, ți-am cerut? Yeah. Cu cât le dădeam în țară, cu atâta le dădeam, nu în țară direct, cu cât îi dădeam la omul care le dădeam în țară, cu atâta îl vindeam lui. Și omul când, care le trimiteam în țară, îl vindea de trei ori mai scump. Înțelegeți? Ca să ideea. Eu am stat de vorbă cu ei. Eu îi vedeam că nu mai aveau vlagă ei. Erau rupți. Înțelegeți? Și asta se numește sclavia. Chiar la televizor, în timpul protestului, la niște interviuri, anumite persoane, cu gura lor au zis, domnule, după ce că ne-ați făcut sclavi în străinătate, în Spania, în Franța, în Germania, în ăla, venim acasă să protestăm ilegal și ne și bacheți. Deci, prietenilor, să ne înțelegem. Dacă ar fi bine în țara noastră, nimeni n-ar pleca afară. Ar pleca decât în excursii. Îi vedeți? Pe ăștia din emisiuni. Ați văzut pe unde își fac poză? Numai pe Gran Canare, pe Costa Rica, după pe locații extravagante. Vă spun, eu nu sunt câte o excursie de persoană, de o persoană pe locațiile alea. 2.500-3.000 de euro. Și acolo mai cheltui încă atâta. De unde? Eu v-am spus, noi așa suntem, vom fi și vom rămâne. Deci ați văzut, zic, noi! Mă bat și eu în oala asta. De ce nu muncesc afară? Așa vom fi, am fost și vom rămâne. Băi, prietenilor, eu v-am spus într-un clip, cu bacaloriatul,
pentru cei care nu l-au luat. Dacă toată lumea ar fi doctor, toată lumea ar fi inginer, toată lumea ar fi șef, cine ar fi clasa de jos? Pisica, venerița. Lumea așa-i făcută. Știți vorba aia? O mână spală pe alta. Asta trebuia să stai bată două, trei ore. Nu uitați-vă. Uitați-vă frumusețe. Cizelență. O picat o slănină jos. Nimă. Cizelență. Și pe om nu poate să-l mulțumească nimeni. Mă, că ăștia-s bandiți, ăștia din conducere, ei au trecut pentru o problemă. Au văzut ce s-a întâmplat când l-au fometat pe români până în 1990. Că ce vedeți voi acum în stradă, venim peste un milion din diaspora. Eu când am zis, băgați limba în sânge, să vă băgați. Stați în comentarii mie cu milionul. Stați, mă, cum ești, bă? Stați cum ești, că nu-i chiar așa. Unde? Nici 100 de mii n-au fost. În fel, Augusto. Vacanța de vară și unde rămâne acasă. Vedeți la televizor. În emisiunile lor care le face de câte o lună, două, cu invitați. Îi duce nu știu pe unde, pe-n țări străine. Iorgu Grande Fratello, Survivor. De-a lor ea. De-a lor. Ei știe la cine trebuie să dai elozul ăla mare. Ăștia la-nți care nu ia lozul, zice, pe tine te ridică mar cumva. Nu l-a văzut și pe ăla. Cu hâț. Mi-a luat vorba hâț. Înțelegeți? Au făcut câteva clipuri Iorgu că manevră că i-a furat portofelul, l-a ajutat Cheliosul Canceristul, l-a mai ajutat aia la de la parașuta de la turci și...
Nu m-am jurat. Ei m-au crezut pe mine prost. Eu și acum primesc câte un telefon. Domnul Nelson, da. Uite, am nuntă să botez. Spuneți-mi cât vă trebuie ca să vă chemăm să faceți un pic de spectacol, să râdem. Mă, cum să râdeți? Să râdeți de mine? Că știu eu ce? Sau să râdeți cu mine? Eu nu-s nici mascotă, nu-s nici pleavă. Eu fac caterincă când vreau eu, când mă simt eu bine. Așa că zic și ei. Mă aducem pe țigană. Facem audiență, făcută audiență. Dar... nu reușit ce-o rudim. Dar încep un război, eu pe ei aș lovi prima dată. Ăsta e în televiziune. L-aș căuta. A, n-a furat, mă, te vine aici. BAM! BAM! Păi mă! L-a arătat pe Vârciu acum câțiva plângea la televizor că n-are bani să-și facă casa. L-a băgat așa imediat în niște emisiuni. Deci s-a luat. Și acum a arătat la lumea care bani. Omă, l-a lăutat și-a dat la bani. Mai ceva ca Adrian la, între ei. Ha? Oana Roman. N-a reușit să ajung la apartamentul, l-a dat la televizor, deci ăsta au făcut deja la televizor, de astea cu locuințele, cum să zice? Știți voi? De emisiuni, îi bagă și zice bani, serios. Pe prosteală, bă! Pe prosteală! Prosteala care o înghite românii. Doamne ajută! Încă e crocantă. Nu-i furculița. Le spăl eu mâine. Nu! Nu! Pe prosteală, bă! Fă
foarte mult sunteți niște incapabili. Nu vă supărați că vă spun. Dovadă? O jucați Simona Halep. Acum. O strigat nenorocitul ăla din tribună, slogan. Bă, la un sport din ăsta îți trebuie calm, foarte multă liniște. Voi auziți că s-aude și suflarea, mă, și respirația, urletul. Liniște de plină la un jucător din ăsta. Îți dai seama că o dereglată. Și-o spus frumos. Vă rog frumos, pe data viitoare, aici nu suntem la, cât că n-o zis, nu suntem în drum, la din astea, la mine stai și asiști și aplauz dacă e de aplaudat, dacă nu cioc cu mic. Și deja scris pe Facebook o groză. Ați făcut un 2-3 de parale. De 2-3 parale ați făcut-o, mă. Dar când o iei luat mondialul, vedeți, ca să vedeți ce oameni sunteți. N-are nimeni în lume cum să vă bage în cap lucrurile bune. Nimeni în lume nu are cum să vă bage în cap lucrurile bune. Pentru că e greu de reținut din cauza situației din țară. Eu și acum, când am fost în excursie, când am fost în avion, când am fost pe unde am fost, am văzut și lumea bună, și lumea mai slabă. Vorbesc financiar și așa. Nu credeți că sunt oameni, că dacă le vedeți că v-am spus eu în clipuri. Ei nu știu ce, dau mie fel. Sunt probleme, mă, care s-a ascunsă, nu le poți da. Nimeni nu-i bolând ca mine să se apuce să zică când îl doare burta, că nu mai pot eu. Sau când e bolnav, sau când are o problemă. Eu le zic că pe mine nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează ce zice alță. Eu... Doamne, Doamne. Bine am mâncat. Mulțumesc la Dumnezeu. Am să nu luați, că Nelson înainte zicea de Biblie și acum nu, mă, la Dumnezeu, cine e Dumnezeu? Vă mulțumesc la ăla. N-avem ce face. Ai. Am să mă trag mai coci. Bă, mâncavaș, bă. Până în data de 29 singur acasă. N-am o problemă. O să-ți via, na. Să dăie Dumnezeu. Și Maica Sfânt. Dacă îi aduci o femeie în casă, să nu mai ai parte de aurul din amanet. Dacă îi urca o femeie în mașină, să nu-ți mai vezi aurul toată viața. Am zis unde? Am zis pădurei mare, hotelurile gole. Plecați, oameni, în vacanță.
Da. Mai pot eu să le aduc să... să bălângănească. Nu mai pot. M-a blăstămat rău. Acosul. Nu puteți vorbi, că vă doarme fetița. Vă doarme băiatul. Dacă îmi vă trebuie, știți să sunați. Bine, mă! Nu e nicio problemă. Apasă pentru a reveni la carul meu. Nu are conexiune. Nu are conexiune. Palogon ursul. Bă, da, seama, au scăpat de teroare și robo și Liana. I-am terorizat. Băi, oameni, mă, ce iar de pe ăștia cu porcii, mă. Îți dai seama să ai vreo 3-4-500 de porci. 1000, mai bine. 2000, 3000, 5000. Și nu le mai ia statul carnea de porc. Mă, ce faci? Le dai să mânce? Ce faci? Trebuie să-i omoare? Să le dăie foc. Pagube! Nu-i dă voie la românul de rând, măi, să se îmbogățească, mă! Nu-i dă voie! Românul de rând n-are voie să se îmbogățească, că prinde aripi. Da, ăia de acolo, da. Și neamurile lor, sau vrei să te îmbogățești, dă-i păși. Dai spăși de te doare mintea. Și până la urmă te rezolvă. N-ai șansă. Deja mai vorba... Tu ai fost o viață porumbelul și am vrea să și vulturi, mă? Nu se poate. Nu. E greu? E greu, domnilor. Mâine fac o tocană de găină cu mamăligă. Așa cum știu eu. Cu soft. Cu soft, măi. Și cu mamăligă mă îngrăș vreo 3 kg. N-avem ce face. Vă pupă, tata. Vă pupă, tata, și revine. Neau.